Născut pe 12 mai 1938, Dumitru Forcaș era originar din Maramureș, însă s-a stabilit în Cluj după terminarea studiilor la Academia de Muzică Gheorghe Dima în 1967. Maestrul și-a început cariera profesională în 1960, când s-a angajat ca instrumentist al ansamblului Maramureșului din Baia Mare. În 1962 a preluat ansamblul Mărțișorul al Casei de Cultură a studenților din Cluj-Napoca, împreună cu care a obținut numeroase premii naționale și internaționale. Vestea morții acestuia a căzut ca un trăsnet asupra celor care l-au cunoscut. Când vorbesc de Dumitru Forcaș, vorbesc de o legendă a Taragotului care cred că va trece mult până când va reveni pe platforma muzicii populare un asemenea talent și o asemenea respirație. Îl cunosc de când eram tineri, am făcut turnee. Anul trecut am avut ultimul spectacol cu el la un eveniment al poliției de la Cluj, unde a făcut un recital de excepție. Atunci nu vedea semne chiar deloc că ar avea probleme de sănătate. Dumitru Forcaș a primit titlul de cetățean de onoare al orașului Fenian și al orașelor Cluj-Napoca, București, Reșița și Baia Mare. Acesta a fost președinte de onoare al Congresului Internațional al Taragotiștilor. În 2002, artistul a primit Crucea Națională Serviciul Credincios clasa a treia, iar în 2004, Ordinul Meritul Cultural în grad de mare ofițer, categoria D, Arta Spectacolului, în semn de apreciere a întregii activități și pentru dăruirea și talentul interpretativ pus în slujba artei scenice și a spectacolului. În 2008, Dumitru Forcaș a primit titlul de doctor honoris causa din partea Academiei de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca. O mare, mare pierdere pentru cultura noastră. S-a stins maestrul Taragotului, un artist de talie internațională. Dumitru Forcaș a fost și va rămâne un model pentru cei care iubesc cultura și neamul românesc. În ultimul timp, artistul Dumitru Forcaș, desigur, purta în suflet România sub semnul centenarului și vrea să-i aducă omagii așa cum se cade, aceste omagii fiind și pentru înaintașii noștri. Pe 12 mai 2018, la împlinirea vârstei de 80 de ani, maestrul Dumitru Forcaș a primit din partea președintelui României, Klaus Iohannis, Ordinul Național Serviciu Credincios în grad de cavaler, în semn de recunoaștere pentru întreaga sa carieră, dar și pentru contribuția pe care a adus-o culturii.